Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela, în sfârșit cu etalarea pentru Taur. N-am omis-o, am sărit-o special pentru că am simțit nevoia să nu fac etalarile în ordine. Dacă v-a supărat, îmi pare rău. Și probabil o să mai sar peste alte zodii, o să revin asupra lor, o să fac într-un alt ritm, neconvențional, spontan, așa cum voi simți. Între timp, astăzi, înainte să mă apuc să fac etalarea pentru voi, mi-a răsturnat, au picat pe jos cărțile sexuale și probabil că deja ați văzut că a apărut o etalare despre energia intimă dintre voi și cineva, voi sau orice altă zodie vrea să asculte acea etalare. Din acest motiv am întârziat o lecuță. Acușică, hai să vedem, dragii mei, ce cu soarele, lună, Venus, ascendentul din nord în Taur. Am afumat, am aprins lumânările, hai să stingem că mi intră fumul în nas și nu vrem. Nu vrem. Hai să vedem energia. Nu. Mai întâi situațiune pe care trebuie să mă special în această perioadă. Tăuraș, tăurițe, tauri. Soarele, lună, Venus, ascendentul din nord în Taur. Cred că merg și planetele progresive, mă special ascendentul sau... Interesant, 30. Ascendentul sau soare progresiv. 30 pentru mine înseamnă cu împărăteasa. E de fapt un 3 și un 0. Împărăteasa care urmează să mai manifeste ceva. Rămâne de văzut ce. Până acum a manifestat și manifestă abundență, creștere spirituală, puritate cu acești crin, maestate, regalitate, noblețe, ce mai vreți voi. Urmează să-și asculte intuiția ca să vadă ce mai are de manifestat. La capătul setului de cărți, 36. Probabil că ați trecut prin foarte, da, vești negative și cruci. Ori ați auzit vești despre situații foarte neplăcute, despre pierderile omenești ale cuiva, despre, poate voi ați pierdut pe cineva drag, dar ia ca mergeți. Că trei înseamnă și mișcare, studiați, trei înseamnă și studiu, cum să manifestați această energie înaltă. Împărăteasa. Așa eu o asociez cu împărăteasa. Energia voastră. Energia voastră, totuși. Hai. Soarele, lună, Venus, ascendent, nodul, nodul în Taur. Energia taurițelor și taurilor. Ia uite, semn de pământ. N-aș spune că e pământ și aer, cât este energia voastră, gingașă, blândă, taurii, sunt venusieni. Orice ați fi, bărbați, femei, ascendent, Venus, lună, luna în exaltare, Venus e acasă. Că sunt planete de tranzit sau progresive sau natale, în fine, stau bine în această zodie. Este un soi de valet de monede, cu pași mici, gingași, blânzi, vă manifestați această abundență. Sau dezvoltarea voastră, foarte specială. Posibil unii dintre voi aveți de comunicat ceva, 11 și 11, cavalerul de spade, cavalerul de monede, aveți de comunicat în public ceva. Și comunicarea... O faceți într-un mod plăcut pentru că privigătoarea chiar cântă frumos. Asta e energia voastră, o energie frumoasă. Chiar este o energie frumoasă. Mă bucur pentru voi, pentru cei pentru care citesc. Dacă ați experimentat situații neplăcute cu Taur, vă rog frumos. Sunt la etalarea lor, țin cu ei și, sincer, nu-mi doresc să mă conectez la toate energiile aberante sau negative. Nu. Prefer să mă conectez la oameni de bun simț, oameni frumoși, oameni faini. Și au apărut cărți frumoase. Dar blânzi, dar trebuie să spuneți adevărul, privighetoarea face lumină în felul în care rostește. La capătul setului de cărți, ia uite, asul de cupe, asul de, de bâte. Sunt niște, cineva vă urmărește din umbră, cineva, o persoană foarte pasională, este iritată eventual de ceea ce manifestați voi. Ar vrea să înceapă ceva cu voi, dar eu nu cred că e energia voastră, cred că e energia lor, a unor persoane. Sau, în mod special, a unei persoane. Vedeți? Părțile? Să vorbesc așa.
De fapt, a apărut mai întâi, deasupra a fost aceasta și apoi privighetoarea. A zis mirosis, ciuliți urechile, sunteți foarte atenți, atente la ce se întâmplă în jur. Foarte important să aveți simțurile treze. Asta o, simțurile treze. Interesant, magicianul, trebuie să manifestați ceva. Hai, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în taur. Aprilie, ce apare? Ceva invers, lumea invers. Probabil că mai aveți de învățat. Lumea invers înseamnă orică n-ați încheiat capitolul cu cineva sau afacerea sau n-ați înțeles un lucru și trebuie să învățați ceva. E o situație care se repetă, un nou ciclu. Un nou ciclu sau un ciclu neterminat sau repetați ceva. Aveți, poate aveți de învățat ceva. Poate unii dintre voi aveți de învățat și trebuie să repetați, să repetați până învățați, dar ce apare turnul, evenimente neașteptate în legătură cu o colaborare. Ar fi lumea invers, poate cineva se întoarce înspre voi, cineva de la distanță. Într-un mod neașteptat o să se întoarcă după ce... A înțeles că departe de voi e foarte greu și își doresc un anume tip de construcție, de vindecare. Măi, mă lași, 10 de monede. Voi concentrați-vă pe succesul vostru, pe stabilitatea voastră, pe abundența voastră. O dată, nu vrea, de două ori, de trei ori și tai. Soarele, bucurie, fericire, succes în orice ar fi domeniu. Succes, încredere, credință, trezire. Împăratul, 4. Spânzuratul. Cavalerul de monede, apare și aici cavalerul de monede. Și 4 de spade. Aș spune că meditați. Meditați la ce ați făcut până acum. Mi-atrage atenția această clepsidră. Meditați la ce ați făcut până acum. Ce v-a dezamăgit, ce v-a rănit, ce aveți de vindecat, de ordonat mental ca să puteți manifesta ceva nou. Am început cu ultima carte. Pentru că începem cu 4 și se termină tot cu 4. Poate că ați vrut să fiți în control și nu v-au ieșit, nu musai cărțile, nu ați ajuns acolo unde ați fi trebuit să ajungeți. Poate ați avut de a face cu oameni, șefi în mod special, sau bărbați în control, poate chiar misogini. Oricum o să mai clarific. Dar ăsta este primul mesaj. Și acele energii v-au ținut pe loc, v-au ținut, că spânzuratul stă cu capul în jos, poate unii dintre voi pentru asemenea personaje v-ați sacrificat mai mult decât era cazul. Dar 12 încheiere de capitol. Am zis lumea. Mai e un pic, mai aveți ceva de învățat. De ce v-ați sacrificat pentru cine nu trebuia eventual? Oricum această carte reprezintă și o schimbare de perspectivă. Acum vreți să manifestați, repet, cu blândețe, cu stoicism, cu răbdare, cavalerul de monede, cu mintea în ordine și sufletul conectat eventual la intuiție, exact ce am zis mai devreme. Vreți să manifestați altceva. Această schimbare de perspectivă se referă eventual la dorințele voastre, la abundență, la acel Venus, care probabil a fost pentru unii obstrucționat sau sufocat într-o relație destul de dificilă, să zicem. La capătul setului de cărți, 10 de monede, 9 de bâte. Familia. Familia, obstacole versus succes și judecată. Și dacă nu-i familia, poate să fie jobul. Eu asta văd. Ori jobul, ori familia, reprezentat de acest 4, casa a patra, a casei de fapt, v-au întârziat un anume tip de succes, o anume abundență la care trebuie să ajungeți, aș spune. Dacă vreți stabilitate,
trebuie să găsiți o altă perspectivă, nu cea veche, să vă schimbați felul în care gândiți, să deveniți mai credincioși, mai credincioase, mai intuitivi, ca să puteți manifesta stabilitatea și controlul pe care vi le doriți unii dintre voi. Da, hai să mai clarificăm. Da, 9 și cu 1, 10. Puteți să vă descoperiți sau să vă îmbunătățiți starea de bine, de independență, de succes cu un nou proiect. Și noul proiect acesta să vă atragă și mai multă abundență. Și uite, așa blocați grijile și stresul. Ia uite, conflicte mentale cu cineva, poate chiar și verbale. Hai să clarificăm, împăratul. Împăratul, puteți să fiți voi sau cine? Unii zic taur sau berbec, dar eu zic că poate fi oricine. Împăratul a fost clarificat de asul de bâte? Nu, cred că ține. Nu, pentru că vreau să tai cărțile. Ține de o idee, de o pasiune, poate să fie și atracția. Dacă voi intrați în această energie a împărătesei, atrageți oameni potriviți. Însă vă și două suflete pereche. Hai totul să tai. Clarificăm. Ok, un nou început. Zero, asul. Vă pregătiți. Se apropie ziua voastră și e momentul acela zero în care vă gândiți ce ați făcut până acum. De ce vă eliberați, de ce vă vindecați ca să manifestați un succes? O dată, clarificăm cartea o dată. De două ori. Și de trei ori. Aveți de făcut călătorii multe cu șase de spade. Ca să puteți realiza acel succes, lăsați în urmă apele tulburi. Ia uite, 8 de cupe. Da. Seamănă cu ce am zis până acum. Sau susține. 5 de bute. Și roata norocului. Am zis că vă gândiți la ce ați făcut până acum. Roata norocului și clepsidra se susțin una pe cealaltă. E timpul. Vă apropiați de timpul vostru. Mai un pic. În aprilie deja unei însărbătoriți ziua voastră de naștere. Da? Vreți să schimbați energia, vreți să vă schimbați norocul, destinul. Vreți să lăsați în urmă lucrurile neplăcute și să vă găsiți stabilitatea. Dar în acele lucruri neplăcute e cel puțin un personaj foarte, aș spune, dur, sobru. Nu știu cât este de militar, dar foarte strict și face parte din acele cupe care nu v-au satisfăcut, acele personaje, acele suflete, cupa e un suflet, dar suflete care nu v-au adus prea multe bucurii, care v-au creat dezamăgiri și v-au făcut într-un fel sau altul să vă sacrificați pentru o cauză pierdută. Poate să fie și un job care nu se merită, nu merita. Să vorbim, bine, merge și se merita. Un job, o poziție profesională, nu merita atâta sacrificiu, prea multă durere. Prea mult ați stat, că și spânzuratul stă, și împăratul stă, și unul și altul, dacă unul stă, toată lumea stă în jurul lor. Trebuie să fiți în preajma oamenilor creativi, dinamici, ca lucrurile să se schimbe, să se energizeze. Cavalerul de monede, deși el merge în greu, v-ați dezvoltat greu tocmai din cauza acestei energii și eventual a concurenței. Poate a trebuit să demonstrați tot timpul cât de bun sunteți în fața unui șef, a unei șefe, în fața unui tată, a unui soț. Și, măi, dacă ei nu văd, chiar trebuie să demonstrați tot timpul. Dar uitați ce frumos, toată energia asta se schimbă la un moment dat. Conflictele, dezamăgirea, detașarea. Poate acest personaj care v-a fost, nu știu, în casă sau la job, o perioadă v-a inspirat, vi s-a părut, vai, ce interesant, ce superior, ce așa. Poate ei v-au părăsit, poate ați simțit că sunt detașați emoțional și v-au rănit.
Evident că etalarea poate să fie invers, dar nu țin să mă conectez la taur negativ. Eu acum vorbesc despre tauri normal de bun simț, care au experimentat o durere. Dacă de la alte zodii credeți că e durerea voastră, e problema voastră, dar considerăm că și taurii au dreptul să aibă dezamăgiri și dureri, da? Un tată, un copil și un capitol, aș spune încheiat. Mesaje. La capătul setului de cărți, cavalerul de bâte, 5 de cupe, 3 de cupe. Diavolul. Mai. Unii dintre voi, diavolul, diavolul e diavol, da? Vorbește despre fericire, despre fericire. Dar vorbește din perspectiva personală, lor să le fie bine. Cred că unii dintre voi ați avut de-a face cu oameni egoiști. În care ați sperat, 10 de cupe, am zis, ați sperat, vi s-a părut oameni nemaipomeniți și în timp ați văzut cât de toxici sunt, cât de autoritari, cât de detașați emoțional și cum v-au pus, poate unii dintre voi, ați trăit triunghiuri amoroase sau v-au înșelat sau v-au dezamăgit într-un fel sau altul, nu ne-au înșelat. Apare totuși un aventuros aici, cavaler de bâte. Aventuri, 3 de cupe, chestii toxice, apar. Și vă dați seama, ia uite, i-am acordat mai multă încredere decât ar fi meritat. Poate era bine să mă gândesc la altă colaborare, la alt job sau la alt suflet pereche. Dar apare o trezire cu turnul acesta, pe care, da, parcă l-am văzut mai devreme, nu? Apare o trezire. Că trebuie să vă transformați, să fiți puternici, corecți, echilibrați. Și să manifestați, ia uitați, înțelepciune, autoritate, autonomie mentală față de acest împărat, în mod special, și să o luați la zero. Într-o nouă direcție, ia uitați ce carte după carte, arcană majoră după arcană majoră, într-o nouă direcție care va aduce succes, va aduce stabilitate, marele preot puteți să fiți chiar voi. Creștere spirituală, da? Dar pentru asta trebuie să vă ascultați intuiția. Apropo de ce am zis, ascultați-vă intuiția. Poate ar fi bine să mai mergeți la biserică, poate să studiați un pic astrologia, să vă înțelegeți niște frici, niște traume și așa mai departe, pe care toți le avem. Hai să vedem înspre... Oarecum acesta ar fi un anume tip de azi, anume tip. Deci eu fi zis anume tip de prezent, pentru că prezentul unora poate să fie trecutul altora și viitorul altora. Da, zic, timpul este variabil. Dacă nu vă regăsiți aici, căutați în altă parte unde vă regăsiți. Taur, am văzut soarele ieșit în evidență. Unde? Uite, uite, în viitor apare soarele. Așa. Așa, din haos. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. Eu simt acest 5 de bâte ca și concurență la locul de muncă, pentru că știu că taurii sunt ambițioși. Eu asta văd. Concurență, discuții. Poate aveți persoane cu marcaj puternic în semne de foc și sunteți tot timpul în tensiune. Dar, ce drăguț, 5 de bâte reapare în viitor, o să se calmeze lucrurile. O să preluați comanda, sau o să vă găsiți un alt mediu în care să creați, pentru că cinci e creativ, să creați armonios, apropo de creație, și să nu vă zbateți tot timpul să le demonstrați altora cine sunteți și puteți. O dată. De două ori. Vă veți echilibra și emoțional de patru ori. Iar muncă, muncă, muncă. Descoperiți noi abilități, noi talente.
Exact ce am zis mai devreme. Ia uitați, diavolul, vă dați seama că ar fi... Vă veți da seama că ați făcut bine când v-ați detașat, când ați plecat. Sper că... Sper că, da? Ia uite, diavolul. 3 de bâte. Lăsați în urmă, pentru că 3 de bâte are perspectivă, dorința de expansiune înspre mai bine, înspre soare, înspre lumină. Valetul de bâte. 5 și cunul 6. Îi veți învinge, știți cum? Plecând. Eu? Și asta, o tehnică, o tactică. Și îndrăgostiți. Mergeți către relații armonioase, către relații, poate chiar către o nouă dragoste. Dar în primul rând și în primul rând, vedeți, această sabie este pe orizontal. Și asta mie îmi transmite echilibru. Nu este nici în sus, nici în jos, echilibru. Veți descoperi. Ieșind din această energie, veți descoperi relații armonioase. Și în primul și în primul rând vă veți echilibra în voi. Pentru că 6 este un număr simetric, da? 3 și cu 3 înseamnă 6. 3 și aici este 0. Urmează să vă găsiți perechea 3 și cu 3. 6. Da? 33. Urmează. Dar cu 4 nu e în echilibru. Cu această energie toxică nu e în echilibru. Este clar. Acum, dacă altcineva vede invers etalarea, nu-i problema mea. Eu citesc cărțile. Ia uite. Veți descoperi. Poate chiar veți merge în străinătate unii sau cineva vine din străinătate. O nouă pasiune care vă va aduce fericire. Cu soarele. Poate să fie și o pasiune, o atracție față de cineva și veți descoperi dincolo de atracția fizică și echilibru emoțional și mental și bucurie și trezire și soare față de acest întuneric. Ia uite, veți încheia capitolul acesta dureros. Veți încheia. Într-un mod neașteptat veți comunica sau poate cineva va comunica cu voi, cavalerul de spade, despre conflict versus vindecare și dreptate. Uite, roata norocului. Cavalerul de monede, vă întoarceți. Întoarceți direcția. Exact, roata norocului e ca o busolă. Întoarceți direcția. Și lăsați în urmă apele tulburi toți acești diavoli, narcisiști, oameni prea autoritari și veți merge către vindecare, trezire, vă veți vindeca de decepție, uite, vă veți întoarce către doi de cupe. Veți fi înfruntat demonii, orgolile altora, conflictele, chiar și ale voastre și veți manifesta, interioare vreau să zic, fericire. Da. Într-un mod neașteptat, turnul apare și zero. Veți risca, veți schimba. Veți schimba macazul, asta simt. Într-un mod neașteptat. Totuși aș vrea să mai clarific diavolului. Bun. Cineva care a ținut la bani. Dacă energia voastră, repet, în care ați stat și v-ați sacrificat pentru un job, pentru o casă, pentru ceva, pentru bani, pentru această falsă stabilitate, poate pur și simplu aveți un vis. Sau vedeți, vedeți în zare suferința cuiva și vă dați seama, stamă, pentru ce stau eu aici? Că banii vin, banii pleacă. Nu asta îmi creează stabilitate, ci energia mea interioară și relația mea cu oamenii armonioși. 4 de... Pardon, vă rog frumos, eliberați-vă dacă cumva, cumva încă vă mai reprezintă. Pentru că taurii, aici este totuși zodia taurii 4 de monede. Dacă mai aveți ceva, vreo fărâmă din vechiul taur sau din vechile tradiții sau frică de stabilitate, eliberați-vă. Că atunci când va veni acel moment de trecere,
Nu putem lua aceste monede. Nu putem lua nimic cu noi decât emoțiile, decât dragostea, decât experiențele. Și la asta trebuie să meditați acum. Acesta este timpul. E timpul. Timp, clepsidră, timp, roata norocului, și am văzut mai devreme iar roata norocului. E timpul să schimbați. Hai, mai dăm pe trei de bute. Ia uite. Munciți. Dar munciți pe cont propriu. 8 vă duce către 9. Descoperiți prin muncă alte orizonturi. Cu alte cuvinte, schimbați jobul, schimbați locul, schimbați norocul. Acolo veți fi apreciați mai bine decât ați fost în partea cealaltă. Inițiați, vedeți, aici valetul de bâte înseamnă inițiere. Nu inițiativă, scuzați-mă. Inițiați această detașare, plecare. Lăsați în urmă. Că o fi un personaj, femeie, bărbat, colegi, loc de muncă, șef, căsătorie, familie toxică, lăsați în urmă. Ia uite, mergeți către regele de cupe. Echilibru emoțional, oameni care vă hrănesc, care sunt generoși nu doar cu voi și cu alții. Vedeți, care împărtășesc, nu care rețin. La capătul setului de cărți, nu le-am amestecat, nu mai e capătul setului de cărți. Hai să vedem alt mesaj. De la îngeraș. Uai, ăsta a ieșit unul special. Iau, te îmbrățișați-vă emoțiile. Chiar și cele negative. În sensul că dacă simțiți că această energie e toxică, mă, îmbrățișați-o. Da, e o energie negativă și eliberați-vă de ea. 18 este numărul lunii. Luna e guvernatoarea casei a patra. Niște frici de stabilitate. Dar, repet, și unii dintre voi ori ați avut de-a face cu oameni, nu știu, zgârciți, avari, dominatori, poate chiar și obsedați sexuali, au folosit sexul pentru bani, una alta, vedeți, sunt multe chestii de care trebuie să vă eliberați. Poate ați văzut acasă chestii de astea. Și asta, îmbrățișați această experiență emoțională și îndrăzniți cu acest cavaler de bâte. Uite, aici bâta parcă vine în fruntea calului, parcă ar fi un inorog aici la fel, și sperați că va fi bine. Aveți credință, uite, aveți credință, apropo de împărat. Aveți credință că vă veți găsi perechea divină, sufletul pereche cu care veți crește împreună. Trei. Urmează să vină și încă un 3. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Dar, cu răbdare, dați-vă timp. Ia uite, relații karmice. Astea sunt aici, relațiile karmice. Dragostea este peste tot în jur. Am văzut turnul, este numărul turnului. Într-un mod neașteptat, repet, vă schimbați, vă răsuciți și voi direcția. Și eventual, dacă nu voi, poate soarta. Veți descoperi oameni, dragoste, echilibru în jur. Dragostea este peste totul. Și posibil cu acel cavaler de spade cineva va comunica despre dragoste, despre exprimă dragostea prin acțiuni. Va face niște gesturi care vă va da de înțeles că sunteți apreciați, că sunteți iubiți, că sunteți protejați și vă vor ajuta să vă schimbați direcția. Interesant. Interesant, înainte să amestec, nu să amestec, să încep, am amestecat și în timp ce am amestecat, înainte să încep detalarea, a apărut această carte. Nu uita că ești iubit, iubită. Sfătulețe. Pentru tauri. Taurițe, taurași. Trebuie să ieșiți în față și să vă conduceți viața. Dar nu cum ați văzut în relațiile karmice. Învățați, apropo de lumea inversă, am zis că e o lecție neînvățată. Trebuie să învățați de acolo, să nu faceți ca ei. Și să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă, a expansiunii.
Trei de bâte. Expansiune săgetătoră. Prin muncă. Prin experiențe. Prin descoperirea unor noi talente. Ah, uite, așa ne dezvoltăm. Noi tehnici. Practicați gratitudinea și vorbiți eventual mai, nu știu care vorbește mai, dacă e cineva care vorbește mult, vorbiți mai puțin și simțiți. Simțiți energiile karmice, faceți diferența, simțiți exact ce am zis mai devreme.